Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 295 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Disney Princess Navi. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Avem aici un pachet pentru fetițe cu mov, roz și cu auriu. Foarte, foarte drăguță cutia, sclipește, mie îmi place, arată foarte, foarte premium. Pe toate părțile, deasupra scrie Disney. Pe una dintre margini Disney Princess cu câte o coroniță. Iar pe cealaltă parte Air Cushion Finish Made in USA. Pe spatele cutiei avem un design simetric. Așa arată și cărțile de joc pe spate. Iar castelul, ce e interesant, aici este holografic. O să dau un pic mai așa, nu știu ce se întâmplă cu zoom-ul, cu focusul în ultimele zile. Avem acest lucru holografic pe unde este cu roz și pe unde este cu auriu sclipește. Sub cutie, cod de bare, faptul că sunt produse de către cei de la Bicycle. Nimic interesant sub cutie, dar vom deschide cutia și foarte roz pe interior. Deschidem flapsurile și cărțile. Ce frumos se vede cu roz și cu alb. O primă carte de reclamă de la Bicycle, foarte drăguț desenată. Pe spate cred că este la fel, aproape identică. Este de la Bicycle Cards, toate părțile de social media, bicyclecards.com. Și designul cărților de joc, care se vede mai frumos decât pe cutie. Un castel roz aprins și fundalul mai cu albastru întunecat, au și bordură. Se văd foarte drăguți la spread-uri. Combinația de pe spate cu acest roșu și acest albastru, minunat. Îmi place acel contrast. Pe față avem primul Joker. Spre rușinea mea nu știu toate personajele de la Disney, dar le vom parcurge. Un Joker este cu auriu, unul cu roz. Wow, ce drăguț! Avem primul as, asul din inima neagră, unde avem și castelul Disney Princess. Un design foarte drăguț. Colorat, cărțile sunt personalizate, avem și personaje pe picture cards. Cred că sunt aceleași personaje pe care le-am văzut și pe un pachet pe care l-am prezentat similar cu acesta acum ceva luni de zile, dacă nu greșesc. Nici nu mai știu cum l-am prezentat. Mica Sirena din Aladdin. Avem și treflele. Foarte, foarte simpatic pe design. Trefla pare ca un orișor. Foarte simpatic pachetul pe față și pe spate. Avem o carte care arată exact ca și cutia la design. Și aceste patru cărți extra am să le pun deoparte. Hai să vedem cum alunecă la evantai. Sunt convins că o să alunece foarte bine, că le-am simțit în mână cât de profi se mișcă. Un evantai de nota 10. Perfect, toate cărțile vizibile, să le vedem și pe spate. La fel de impresionant. Îmi place foarte mult contrastul. Bineînțeles, trebuie să-l facem cu fiecare mână să iasă și mai bine pe spate. Sunt incredibil de bune pentru evantai cărțile. Pe stânga nu-mi place mie cum l-am prins. L-am apucat greșit. Mult mai bine. Merge foarte, foarte bine la evantaie. Chiar și la cele cu o mână. Pentru evantaiul dublu avem aici un evantai albastru, înstelat, și pe aici pe acolo se mai vede câte un pic castelul. Alunecă foarte bine cărțile și vor să plece, așa că o să-l închid, evantaiul. Cărțile au un feeling foarte drăguț de carton, îmi place, se simt foarte bine între mâini. Pentru Dribble se despart destul de bine. O să dau nota 8.50 pentru Dribble. Curg destul de bine, ia să le vedem și așa. Se despar bine. Rămâne la 9.50. La springuri. Cred că o să fie o notă similară. Sau poate chiar 9. O să dau nota 9 pentru springuri. Să le vedem și la un display. Ia uitați castelele cum se văd. Foarte, foarte simpatic.
Și deja știu că o să aibă control și pentru cardist, pentru că le-am simțit mai devreme la display. Se simte foarte, foarte solid. Nu știu, la cum le apuc așa, îmi place foarte mult feeling-ul de la acel carton. Să le vedem și la aruncări. Foarte bun controlul și spinul, îmi plac foarte mult. Se văd și frumos în aer. Nota 10 pentru aruncări. Să le vedem și la power spread. Interesant feeling-ul. S-au distribuit destul de bine. O să dau nota 8 pentru LePaul. Îmi place cum este colorat acest pachet și îmi place foarte mult pentru evantaie și pentru cardistry. Și îl consider chiar și un pachet foarte bun de colecție și de făcut cadou. Comentariul câștigător de astăzi este de la Confusion 16 pe rândul 14, coloana 20. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 15, 14 și coloana 25, 24, 23, 22, 21, 20. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă-mi un comentariu și spune ce părere ai tu despre aceste cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!